Apropo de pescuitul în Delta, îmi cer scuze că te întrerup, avem la telefon pe domnul Eliade Popescu, Adrian, cum îi spun eu, cum i-am zis și în emisiune duminică, voi avea la ora 12 pe Dulce Sport 2 emisiunea în curling, în care este dedicată Wales-ului. Ce înseamnă Wales, știi, în germană? Nu știu. Înseamnă som. Salut, Adrian! Da, bună ziua, vă salut! Ce faceți? Cum e vremea la era să zic la Dunavăz, m-am prostit de cât am fost la Băltenii de la sus. Băltenii de sus. Vremea este excelentă, avem soare, e un timp foarte bun chiar și pentru pescuit. Dunărea a început să se mai limpezească. Un lucru după bun. Câteva zile de tulbureală, să sperăm că vor crește și șansele de a prinde ceva. Apropo de chestia asta, am vorbit cu soția ta mai devreme și mi-a zis că ești în Baltă. Tot în Baltă ești? Astăzi nu, ieri, alaltă ieri am fost. Într-adevăr, astăzi nu. Ia zi-ne și nouă, cam ce ai prins pe acolo? Am avut noroc de un pescuit frumos la caras. Caras destul de frumos. Așa, ca, hai să nu zic dimensiune, ca greutate cel mai mare? Să zic, erau cam asemănători, cam la kilogram bucata. Uleu, ce frumos. Un kilogram și, mă rog, n-am mai văzut un caras de un kilogram. Este vorba de zona unde ai și hotelul. Vreau să vă menționez, dragi ascultători, că domnul Adrian are un hotel extraordinar. Am fost acolo și am văzut, este un hotel de 4 stele, într-o comună, de fapt într-un sat dintr-o comună. Într-un sat, da. Exact, comuna este Beștepe și satul Băltenii de sus. Am rămas surprins de ce am văzut acolo. Confort, mai ceva ca la Hilton, am dreptate? Fiecare rămâne să guste, să aprecieze la fața locului. Eu nu vreau să exagerez cu absolut nimic. Știți cum gusturile întotdeauna sunt Adrian, diferite. Te întrerup pentru că nu ai cu ce să exagerezi. Eu am fost acolo împreună cu maestrul Leo Iosefini, pe care sper să-l prindem puțin mai târziu la telefon să ne dea câteva impresii din acea călătorie. Și vreau să spun că nu știu, eu am rămas surprins. Piscină pentru copii, piscină pentru adulți, teren de volei, ponei pentru copii. Iar este într-adevăr frumos, chiar avem hotelul plin în ultima perioadă, toată săptămâna, deci nu numai un turist de weekend, ne-am bucurat și în cursul săptămânii de foarte mulți turiști. Și lumea apreciază, se simte bine, se distrează, mai ies la un pescuit, se mai plimbă cu bărcile, deci au activitate. Asta mă bucură că deja sezonul este în plin, că pot să zic că este în plin sezonul. Apropo, dacă vine cineva acolo la tine, ce oferiți? Câte camere aveți? Pensiune, demipensiune, cu masă, fără masă, cu transport pe Dunăre? Cu de toate. Omul poate ajunge aici cu mașina, avem parcare proprie, deci poate veni și cu barca pe apă, în cazul pentru cei care au barcă și doresc să vină pe apă, pot veni pe apă, avem debarcader. Cei care vor să vină cu mașina, vin cu mașina, avem parcare păzită. Deci sunt ambele variante posibile și după aceea oamenii se pot relaxa, beneficiază de liniște aici, aer curat, suntem chiar pe malul brațului Sfântul Gheorghe, avem și un lac aici unde mai pot pescui la Dunăre, se pot plimba, avem bărci cu motor, se pot plimba în delta să vadă canalele, lacurile, deci putem merge oriunde în delta, pot vizita, sunt o grămadă de obiective interesante, istorice în zona noastră, care pot fi de asemenea vizitate. Eu știu, pot juca un biliard, un tenis de masă, un volei, un tenis de picior. Copiii au un loc de joacă, se pot juca, se pot da cu leagănul, eu știu, pe topogan și multe alte jocuri. Au destule activități cu care să-și ocupe timpul liber. La piscină... Așa, că pentru că noi am luat și masa la hotel la tine acolo și vreau să zic că am mâncat o saramură de pui, pentru că eu nu mănânc pește, iar Leo a mâncat o saramură de clap. Ce le puteți oferi în meniu celor care vă vizitează? Avem un meniu diversificat și destul de căutat. Sunt oameni care vin din Constanța doar pentru a mânca, deci avem o bucătărie pusă la punct. Și zic eu, fără să mă laud, cu gust, deci se poate mânca bine și nici nu încape discuție că cel mai mult se bazează pe pește aici, pentru că omul vine
să mănânce un pește proaspăt și mâncăruri din pește. Așa, acum să trecem și la partea de călătorii. Pe unde duci tu turiștii, să zicem? Adică dacă vor să dea la pește, îi duci și pe brațul Sfântul Gheorghe și oriunde vor ei? Și pe canale, sigur, sigur, se pot, sunt mai multe locuri, asta în funcție de, la știu că, în funcție și de pescar, de omul care dorește să prindă, eu știu, un anume sortiment de pește, eu știu, unii sunt la crap, alții la, știu că la răpitor, depinde ce vrea fiecare. Foarte frumos. În orice caz, noi ți-am zis încă, mă repet, poate că mă repet de mai multe ori, am rămas surprinși pentru că într-un sătuc din Delta Dunării ați reușit să faceți așa, da, bază frumoasă, presupun că cu foarte mult efort, foarte mult efort, da, pentru a ajunge a fost, dar, la acest nivel. Că a meritat acest efort. Adrian, eu îți mulțumesc mult, vom mai intra în legătură cu tine și săptămâna viitoare să ne mai dai... Da, scuze. Să ne mai dai informații despre pescuitul din Delta, pentru că, de ce să nu fiu sincer, mi-aș dori să am un corespondent acolo în zona fierbinte a Deltei. Da, și așa de că nu, cu mare o să te cooptăm în echipa noastră în Cârlig. Da, sigur, pentru echipa voastră toate cele bune, vă salut cu respect. Multă sănătate și... aici oricând. Și de asemenea și în ultimul rând mă adresez celor care într-adevăr vor să vină să beneficieze de frumusețile naturii, de frumusețile deltei și să facă, de ce nu, și o partidă frumoasă de pescuit, dacă este posibil. Pot să le spun eu că pot să vă contacteze pe site, aveți acolo o adresă de site, www.wls.ro. Exact, da. Așa, da, acolo și poți să-și facă rezervări, poți să pot obțină să informații și sigur. tot. Absolut tot, au toate informațiile necesare și telefoane, tot ce aveți voi acolo. Și cu noi sau cu recepția, sigur. Îți mulțumesc mult, Adrian, și nu ne rămâne decât să ne auzim săptămâna viitoare și din nou la o corespondență da, de aici, sigur, din Delta. Bine, toate cele bune și să ai în cârlig în baltă. Să am cârligul plin. Ceva în el. Exact, exact. Da, bine. Bine, la revedere. Toată stima, la revedere.